la evenimentul de prezentare a soluțiilor de guvernare a Uniunii Social-Liberale pentru următorii 4 ani. Acest program, România puternică, este un program economic construit în jurul ofertei electorale a Uniunii Social-Liberale. Vă mulțumesc tuturor că vă aflați alături de noi, de asemenea le mulțumesc și celor care se află în fața televizoarelor. Vreau să-i salut în mod special pe invitații noștri care ne fac onoarea de a fi astăzi în sală. Mă refer la oameni de cultură, academicieni, cunoscuți jurnaliști sau analiști politici, profesioniști din mai multe domenii. Nu în ultimul rând, adresez un călduros salut și din partea dumneavoastră, liderilor formațiunii care compun Uniunea Social-Liberală. Doamnelor și domnilor, se intonează imnul de stat al României. Vă invit să-l ascultăm pe primul ministru al României și copreședinte al Uniunii Social-Liberale, domnul Victor Ponta. Domnule prim-ministru. Doamnelor, domnilor, stimați colegi, bună seara! Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la acest moment important pentru Uniunea Social-Liberală și, îndrăznesc să spun, pentru România, pentru poporul român, în următorii 4 ani. Este un eveniment cu totul și cu totul diferit de cel care ne-a făcut pe toți mândri, mai curajoși, mai încrezători în forțele noastre, acel meeting fără precedent desfășurat pe arena națională, o întâlnire a simpatizanților, a membrilor Uniunii Social-Liberale, în care am arătat forța noastră politică și sprijinul de care alianța noastră politică se bucură în rândul electoratului. Am demonstrat în această perioadă puterea de a învinge o altă forță politică reprezentată de președintele Băsescu, de Partidul Democrat Liberal, și am demonstrat în aceste 6 luni că putem să guvernăm această țară, în primul rând altfel, mai bine, într-un mod care să răspundă așteptărilor celor care au fost alături de noi și chiar așteptările celor care în acest moment se îndoiesc de șansa României ca țară. Cel mai important astăzi, într-un eveniment, și o spun de la început, mai puțin spectaculos, dar absolut necesar, este să prezentăm liderii Uniunii Social-Liberale, viziunea noastră pentru viitorul acestei țări. Ce considerăm absolut fundamental, ce credem că trebuie să facem în administrarea țării, în cadrul Parlamentului, în cadrul Guvernului și prin președintele pe care Uniunea Social-Liberală îl va propune României, trebuie să dovedim, cum spunea astăzi de dimineață cineva, că dincolo de startul extraordinar de bun
al Uniunii Social-Liberale ca și proiect politic, putem să avem un parcurs pe termen lung, un parcurs în favoarea nu doar a noastră ca și forță politică, ci a cetățenilor care ne-au votat și pe care îi chemăm pe 9 decembrie să fie încă o dată alături de noi. Nu poate nicio forță politică responsabilă să vină în fața țării doar cu critici la adresa celorlalți. Evident, am avut și o să avem în continuare de arătat ceea ce a fost rău în conducerea țării, ceea ce este încă rău în conducerea țării, dar vin și vă propun nu neapărat o campanie pozitivă, sigur, campania electorală va începe mâine și va cuprinde și părți bune și părți rele, pozitive, negative. Cred însă că este datoria noastră să spunem nu doar împotriva cui ne luptăm, nu doar de ce Traian Băsescu, Emil Boc, conducerea Vasile Blaga au făcut greșit ceea ce au făcut pentru România, ci mai ales ce anume propunem noi să facem mai bine și modul în care vedem România în perioada imediat următoare. O să spun și sper să nu fie interpretată doar ca o ironie, nu cred că trebuie să vă vorbesc în această seară despre câte cute am pe frunte sau cât păr alb, în primul rând pentru că nu cred că vă interesează foarte mult acest lucru și cu atât mai puțin cred că interesează pe cei care vor vota pe 9 decembrie, pe ei interesează să știe de la noi, liderii Uniunii Social-Liberale, de la noi cei care reprezentăm propunerile Uniunii Social-Liberale pentru funcția de președinte, de prim-ministru, de președinție ai celor două camere, cum vedem România în perioada imediat următoare. Sunt importante aceste 6 luni, în primul rând pentru că am învățat foarte mult. Diferența între a propune soluții și a începe să le aplice este foarte mare. Dar este foarte important că în aceste 6 luni am reușit să ne ținem de cuvânt cu cele mai importante promisiuni și proiecte pe care le propusesem pentru această primă fază a guvernării. Am dovedit că știm să guvernăm România, că putem să o aducem pe o direcție corectă și că știm să învățăm din propriile noastre greșeli, ceea ce cred că este la fel de important. Aș vrea să folosesc timpul aflat la dispoziție pentru a vă expune în viziunea Uniunii Social-Liberale, a mea ca lider politic și prim-ministru, care sunt cele 4 direcții strategice prioritare pentru dezvoltarea României în perioada următoare. Și, evident, ne aflăm în fața unui ciclu electoral 2012-2016. Nu o să ezit niciodată însă să folosesc acel orizont simbolic 2019, anul în care România va deține președinția Uniunii Europene și anul în care îmi doresc alături de dumneavoastră să trăiesc într-o țară puternică, într-o Românie puternică, într-o Românie care să fie un membru într-adevăr respectat și puternic al Uniunii Europene, fără să uit, sigur că da, că în 2018 sper să aniversăm împreună 100 de ani de când România este unită, așa cum o avem astăzi, și sigur îmi doresc să dovedim în această perioadă de 4 ani, de 7, de 8 ani, că proiectul Uniunii Social-Liberale, început dificil, dar plin de succes în primii 2 ani, poate să confirme în perioada imediat următoare. Sunt 4 direcții strategice despre care vreau să vă vorbesc, atât de concis cât este posibil.
să vorbim de situația actuală a României în termeni realiști și în termeni, până la urmă, extrem de onești. Avem nevoie de o mai bună administrare, cifrele pot fi interpretate, dar nu mint niciodată. Am arătat că, având același buget aprobat de fosta majoritate, putem să facem dreptate socială, putem să echilibrăm, să păstrăm echilibrate economia și finanțele publice, am putut să dăm înapoi, în mod corect și just, banii luați de la bugetari, luați de la pensionari, în același timp reducând un deficit public, datoria pe care o lăsăm generațiilor următoare la jumătate. Am tăiat cheltuieli inutile, dar în același timp am reușit să redeschidem spitale. Am luat măsuri de stimulare a creșterii economice, dar am adus și mai mulți bani la buget, oprind ceea ce însemna și cunoșteam cu toții căpușarea banului public, fie că vorbeam de ANAF, de Poșta Română, de Hidroelectrica, de ANRMAP, de toate acele instituții în care banul public era folosit în scopul partidului și partidelor aflate la guvernare. Am arătat că putem avea o guvernare echilibrată, corectă, de bun simț și receptivă la cerințele societății. Am adus în guvern, și voi propune acest lucru și pentru viitor, oameni profesioniști, dar și oameni politici capabili să-și asume decizii politice și cred că ieri, prin numirea în funcția de ministru al sănătății a domnului Raed Arafat, am dat un semn pe care întreaga țară l-aștepta, un semn de respect pentru profesionalism și pentru ceea ce înseamnă cu adevărat aptitudinea de a conduce o instituție publică. Vă garantez că nu e vorba doar de un singur gest, e vorba despre o idee și o mentalitate de guvernare și sigur că îmi doresc de la Ministerul de Finanțe, acolo unde un ministru, bineînțeles, criticat de toți ceilalți, a reușit, alături de toți membrii guvernului, să stabilizeze financiar și bugetar România, până la fiecare dintre portofoliile pe care le considerăm importante și reprezentative pentru modul de guvernare. Vreau să mai explic, înainte de a vorbi despre cum tratăm prioritățile noastre, obiectivul principal al guvernării viitoare. Nu vreau nici să am conflicte cu președintele Băsescu, dar n-aș vrea nici să coabitez cu domnia sa. Discutăm mult prea mult despre cum se înțeleg oamenii politici, dacă m-am certat sau nu m-am certat cu domnul Antonescu, o spun încă o dată nu și nici nu o să mă cert. Domnul Dragnea, o spun încă o dată nu. Cred că atenția noastră este mult prea mult îndreptată către persoane și cred că cel mai important lucru este dacă vom coabita și vom coopera în mod corect, în mod eficient, în mod cinstit, cu cei cărora le cerem votul pe 9 decembrie și cu cei care nu ne vor vota pe 9 decembrie, dar așteaptă un viitor mai bun de la România. Vreau să spunem adevărul și prin aceasta să ne diferențiem încă o dată de cei pe care i-am criticat și i-am înlocuit de la guvernare. Nu va veni anul 2013 cu lapte și miere. E ușor să spui că reduci de peste tot taxe. Cred că avem obligația să fim cu adevărat altfel și să spunem că orice reducere de taxe înseamnă un venit în plus din altă parte, că orice fel de propunere pe care o facem astăzi ca să mai obținem câteva voturi trebuie pusă în aplicare după 9 decembrie. Vreau să vă propun să fiți de acord ca programul nostru de guvernare să fie un program realist și să lăsăm populismul, demagogia pentru cei care au nevoie foarte mare de voturi în perioada următoare. Eu cred că avem nevoie de voturi, dar avem nevoie de realism și de onestitate în relația cu cei care ne votează. Îmi doresc foarte mult să nu ratăm oportunitățile care se arată în fața României în perioada următoare. Și în mod oarecum paradoxal, două din cele mai mari oportunități se referă la două din cele mai mari temeri ale omenirii. Omenirea, în viitorul apropiat, se teme de o criză a alimentelor,
și de o criză a resurselor energetice. România poate să-și folosească potențialul și poate în agricultură un plus de dezvoltare în zona rurală, o perioadă în care să producem mai mult, să producem mai bine și să reușim să ieșim din acest blestem național, o țară cu un potențial agricol capabil să hrănească 80 de milioane de cetățeni, dar care importă cea mai mare parte a produselor alimentare din alte țări, în timp ce în România evaziunea fiscală, subdezvoltarea agricolă ne afectează posibilitățile de dezvoltare. Îmi doresc și cred că este viabil să vorbim de proiecte concrete, cum ar fi cel al rambursării a 15% din taxa pe valoare adăugată către producător pentru a stimula producția, dezvoltarea producătorilor și pentru a combate evaziunea fiscală. Cred că România poate să fie puternică în Europa în negocierile pe care le purtăm în această perioadă referitoare la politica agricolă comună și vreau să-i mulțumesc domnului ministru Daniel Constantin pentru munca pe care a realizat-o în această perioadă. Sunt convins că după aceste 7 luni nu va mai fi omul lui sau al altcuiva, va fi ministrul din guvernul USL care a reușit să folosească fondurile europene în agricultură și care alături de restul guvernului va obține pentru agricultura românească în perioada 2014-2020 un sprijin substanțial. Este un domeniu despre care vreau să vorbesc și în care România poate să fie într-adevăr puternică în Europa, cel al produselor bio. Încă suntem în situația în care produsele bio din România se trimit angro, în vrac, în Germania, unde sunt ambalate și se scrie pe ele Made in Germany. Cred că putem cu adevărat să avem domenii de performanță în agricultură și acesta este primul nostru obiectiv prioritar. Al doilea, energia, pentru că România are șansa de a folosi actuale și viitoare resurse energetice. România a reușit în acest an să facă o adevărată reformă structurală în domeniul energiei, o legislație modernă, o combatere pe care n-a reușit-o niciun guvern până acum a contractelor dezavantajoase, nu doar pentru statul român sau pentru hidroelectrica, ci pentru ideea de piață concurențială, poate deveni un exportator de energie și, în mod sigur, România, în perioada imediat următoare, 2013-2016, figurează pe lista investițiilor marilor companii internaționale pe primul loc. Cineva mă întreba astăzi ce se întâmplă cu investițiile străine directe și dădeam exemplul unei singure companii care va investi anul următor $1 miliard doar pentru explorările din Marea Neagră. Într-adevăr, energia reprezintă o oportunitate uriașă. Trebuie să mergem mai departe cu ceea ce am început în acest an, competiție, curățenie în ceea ce privește modul competitiv al pieței și capacitatea noastră de a ne folosi poziția geostrategică și potențialul natural. A treia prioritate, România trebuie să fie puternică în Europa, reindustrializându-se. Am avut o perioadă lungă de timp, după 1989, de dezindustrializare. Perioada boom-ului economic, investițiile în România s-au făcut în zone neproductive, supermarketuri, imobiliare. Este o șansă în acest moment ca România, așa cum a reușit în acest an și are deja aprobat și în plan pentru anii următori, să fie din nou o țară importantă pe harta producției europene și mondiale. Am considerat că este de datoria mea ca prim-ministru, ca în aceste 6 luni, să merg, să vizitez, să discut cu reprezentanții marilor producători din România, fie că e vorba de Dacia, Renault, fie că e vorba de Ford, fie că e vorba de Alro, fie că e vorba de Pirelli, de mari companii care creează locuri de muncă, care creează produs intern brut,
care susține exportul României, companii care au nevoie de o legislație și de o stabilitate politică și de sprijinul politicilor administrative. Sunt extrem de optimist că în perioada următoare, prin același mod de abordare a celor care vin, investesc bani, capitaluri în România și creează locuri de muncă, România își poate folosi și această mare oportunitate. O să fie dificil să vorbim de dezvoltarea țării fără veșnica problema infrastructurii. Fără o dezvoltare realistă, România se va sufoca, România va rămâne subdezvoltată și va începe să fie ocolită de marile coridoare economice și de transport. Autostrăzile trebuie să ajute, sigur, circulația noastră, dar în primul rând industria. Și nu întâmplător, am vorbit zilele trecute de prioritatea zero în construcția de autostrăzi, o legătură între Craiova și Pitești, care să asigure accesul pentru un mare producător și pentru tot zona economică a Olteniei. La fel de mult, cred că toate procedurile refăcute și re-reziliate privind autostrada Comarnic-Brașov, privind coridoarele 4 și 9 finanțate din fonduri europene, pot fi făcute mult mai eficient, într-un termen mult mai scurt, cu o singură condiție, să nu ne gândim la avantajele celor care construiesc caietul de sarcini, ci la avantajele noastre naționale și la potențialul pentru ca România să fie cu adevărat puternică și prin infrastructura sa. Suntem conectați la marile proiecte energetice care străbat sau care leagă Asia de Europa. Trebuie să fim consecvenți în a le sprijini și în a investi în acestea. Trebuie să terminăm construcții începute de alte regimuri politice și sunt convins, am lucrat în această perioadă, există soluții realiste atât pentru finalizarea canalului Siret-Bărăgan, cât și pentru toate celelalte lucrări începute de 20 de ani, de 10 ani și care au fost abandonate pentru faimoasele pârtii de schi unde nu ninge și patinoare care costă cât un stadion. Aceste patru priorități de dezvoltare pot avea succes doar în condițiile în care înțelegem că România poate să treacă și un alt test. Testul social s-a dovedit în ultimii ani în România, țara care a suferit cele mai dure măsuri de austeritate, că nu poți să ai dezvoltare economică, nu poți să ai perspectivă și speranță dacă uiți că până la urmă oamenii acestei țări trebuie să înțeleagă, trebuie să sprijine, trebuie să fie de acord cu măsurile pe care le propui. Și vreau să vorbesc despre această țesătură socială, condiție absolut necesară într-o democrație pentru a avea dezvoltare economică. Educația și sănătatea. Educația și sănătatea reprezintă nu doar o datorie a noastră, a celor care conducem temporar România, o datorie față de profesori, de părinți, de medici, de pacienți, reprezintă însă acea șansă pe care trebuie să o aibă fiecare membru al societății românești. Reprezintă o investiție în cea mai de preț resursă a României, și anume resursa umană, și reprezintă garanția că România poate fi puternică în Europa, având cetățeni mai bine educați, mai bine pregătiți și mai sănătoși. Eram convins că doamna ministru Andronescu va fi de acord cu această parte. O spun însă din convingere și o spun uitându-mă la țările cu care România este în concurență. Niciuna din țările spre care ne uităm nu a reușit să se dezvolte fără a investi în sănătate și în educație. Este o necesitate absolută, este un dat și trebuie să-l tratăm
nu doar la momentul construcției bugetare, ci trebuie să-l tratăm la momentul la care avem și ne construim viziunea noastră pentru următorii ani. Administrația publică și în special managementul cheltuielilor publice. În mod sigur, colegii mei, domnul Dragnea, vă va vorbi despre viziunea Uniunii Social-Liberale legată de construcția regiunilor, de descentralizare reală, de atribuții pe care Guvernul Central trebuie să le ducă mai departe către cât mai aproape de cetățean, către primării, către consilii locale, județene și regionale. Este însă la fel de important ca această descentralizare, ca această regionalizare, ca această dezvoltare regională să fie însoțită de un alt mod de a vedea cheltuielile publice. Am dovedit în aceste 6 luni că problema principală nu este doar lipsa banilor. Problema principală este modul în care folosești acei bani pe care îi ai. Am închis robinete pe unde banii publici se scurgeau spre buzunare private și am reușit cu aceleași resurse materiale să asigurăm ceea ce ni se spunea că e imposibil. Pensii, salarii, funcționarea spitalelor, lucrări de dezvoltare. Sunt absolut convins că ceea ce am văzut într-o țară de care suntem legați nu doar prin tradiție istorică, ci și prin mentalitate, și mă refer la Italia, acolo un prim-ministru tehnocrat a reușit să dovedească că aceiași bani încasați la bugetul de stat pot fi folosiți mult, mult mai eficient. Nu sunt și nu voi fi niciodată un tehnocrat și nici un economist de talia domnului Monti, dar sunt convins că și România, în perioada următoare, în același timp cu procesul de dezvoltare regională și descentralizare, trebuie să aibă un alt model al cheltuielilor publice. Încă irosim prea mulți bani, încă cheltuim inutil bani publici, încă ignorăm surse de finanțare pentru buget, acel buget pe care îl folosim mai departe pentru educație, pentru sănătate, pentru infrastructură. O spun tot timpul și sper să nu mai sune ciudat din partea unui lider social-democrat. Sunt absolut convins că în secolul 21 nu poți să ai dezvoltare doar sau bazat pe ceea ce face statul. Cred că mediul de afaceri privat este cel care creează bunăstare, este cel care creează stabilitate, iar obligația unui guvern este de a trata cu respect mediul de afaceri, de a-l sprijini și de a scoate din acest mediu de afaceri acei factori care perturbă o dezvoltare corectă. Avem nevoie de mai puține taxe, dar pe care să le încasăm de la toți, nu doar de la unii. Avem nevoie de o legislație fiscală care să nu mai fie schimbată de 6 ori într-un an prin ordonanțe de urgență. Avem nevoie de respect pentru cei care creează locuri de muncă și avem nevoie de sancțiuni pentru cei care folosesc banii publici doar pentru interese personale. Sunt absolut convins că vom putea, într-un model de dezvoltare regională, să readucem taxa pe valoare adăugată la 20%, așa cum a fost înainte de decizia profund greșită adoptată de guvernul anterior. Sunt absolut convins că putem să creștem salariul minim pentru a asigura nu doar celor din zona bugetară, dar și celor din zona privată un venit minim acceptabil într-o țară europeană. Sunt absolut convins că reducerea costului muncii, reducerea contribuțiilor de asigurări sociale vor duce, de fapt, la încasări mai mari, la bugetele statului și vor duce la stimularea creării de locuri de muncă. Știm și noi în România, ca în întreaga Europa, că dacă nu avem dezvoltare, dacă nu avem locuri de muncă, politica tăiați, tăiați și doar tăiați ne duce mai devreme sau mai târziu într-un impas total. E foarte important să fim capabili să ne plătim datoriile contractate în anii trecuți, dar este foarte important ca România să fie suficient de puternică ca să nu depindă de alte instituții. Anul acesta, an electoral, an de schimbări politice,
an de criză politică, România nu a mai apelat la împrumuturi de la instituțiile internaționale, ba dimpotrivă, anul acesta, în urmă cu o săptămână, prin activitatea Guvernului și a Ministerului de Finanțe, Guvernul s-a împrumutat la cea mai mică dobândă pe care a obținut-o vreodată. Sunt convins că România poate fi puternică și atunci va putea să negocieze de pe poziții puternice cu toți partenerii noștri internaționali. Am moștenit un sistem care hărțuia adversarii politici și care încasa un leu la buget și 10 lei la partid. Am făcut primii pași, sper să-i facă și organele de urmărire penală până la capăt. Este important însă să construim un asemenea sistem fiscal care să încurajeze mediul de afaceri și care să creeze un mediu de afaceri sănătos. Nu vreau să cădem în cealaltă extremă. Nu vreau să cred că statul trebuie în fiecare zi să controleze fiecare firmă privată. Dimpotrivă, sunt absolut convins că un asemenea sistem creează birocrație, corupție și blocaje. Sunt absolut convins că putem să introducem acel mecanism integrat de control pentru firmele private, un mecanism care să pornească de la ideea de bună credință, dar și de la sancționarea imediată și fără niciun fel de excepție a celor care încalcă legea. În final, vreau să mă refer, și aici sunt convins că toți colegii mei, socialdemocrați, liberali, vor fi de acord. Discutăm despre economie, discutăm despre dezvoltare. Nu putem niciodată să lăsăm la urmă decât eventual în discursurile politice, ceea ce totuși este fundamental, și anume asigurarea unui climat social. Vedem în toată lumea că ideea unei economii sălbatice, a tăierilor doar de la pensii, de la ajutoare sociale, de la șomaj, a falimentat. România a avut destulă politică de austeritate. Propunerea noastră este să o înlocuim cu o politică de disciplină bugetară, dar de atenție maximă pentru sprijinul social, pentru pensionari, pentru tinerii aflați la început de drum. Pentru familiile monoparentale, pentru șomeri, pentru cei care se întorc din alte țări europene, vreau să cred că România nu își va trata întotdeauna pe cei mai slabi sau pe cei care au nevoie de ajutor ca pe o povară de la care întotdeauna trebuie să tăiem. Cred că suntem toți egali în drepturi și obligații, cred că suntem toți obligați să fim solidari, pentru că numai în acest fel România are o șansă să fie puternică, să se dezvolte în perioada imediat următoare. Am folosit în mod intenționat foarte des cuvântul România puternică, de altfel titlul programului nostru de guvernare. De ce simt nevoia să folosesc acest termen și de ce împreună cu colegii mei am denumit acest program? Pentru că sunt absolut convins că România are capacitatea de a ieși din blestemul mioritic, are capacitatea de a fi un actor important în Europa și în zona geostrategică pe care Dumnezeu ne-a hrăzit-o ca țară. Sunt absolut convins că putem cu adevărat să asigurăm dezvoltare, calitatea vieții, siguranța cetățenilor și mulțumirea celor care le cerem votul acum și cărora le vom cere și în viitor, să ne aprecieze în funcție de faptele noastre și de modul în care ne-am ținut de cuvânt. Vom merge în campanie începând de mâine. Inevitabil vom vorbi și despre trecut, despre ceea ce a fost rău, despre ceea ce avem de schimbat. Vă rog însă pe toți militanții Uniunii Social-Liberale să vorbiți foarte mult oamenilor despre ceea ce vrem să facem în viitor. Sunt absolut convins că așa cum am putut în aceste 6 luni să găsim bani de salarii, de pensii, de programe sociale, în același timp să creăm investiții, locuri de muncă, vom putea să o facem cu atât mai mult, având în spate legitimitatea și sprijinul dat
de cetățenii noștri. Vreau să vă spun în final că vă mulțumesc dumneavoastră, reprezentanților Uniunii Social Liberale, pentru încrederea pe care ați avut-o în aceste luni în Guvernul Uniunii Social Liberale, în echipa de miniștri. Sunt absolut convins că dacă veți avea în continuare încredere în noi, nu vă vom dezamăgi și în 2016 ne vom putea prezenta împreună din nou în fața oamenilor, cu fruntea sus, într-o Românie puternică. Vă mulțumesc și vă urez mult succes! Vă mulțumim, domnule prim-ministru. Are cuvântul domnul Liviu Dragnea, secretar general al PSD. Stimați invitați, dragi colegi, știu că, în general, programele de guvernare sunt privite din perspectiva cifrelor macroeconomice, cât e deficitul, cu cât va crește PIB-ul, care va fi nivelul taxelor, și este corect să fie așa. Dar guvernarea înseamnă mai mult decât cifre. O guvernare bună pornește întotdeauna de la oameni. Și o țară nu se conduce așa cum, din păcate, s-a condus în ultimii ani, doar cu creionul pe hârtie, rece, contabil. O țară trebuie condusă alături de oameni, împreună cu ei și pentru ei, iar dacă vrem să, și vrem să facem o guvernare pentru România, pentru România puternică, atunci trebuie să facem reforma administrativă a acestei țări. Trebuie să avem în vedere mereu că administrația publică reprezintă prima legătură, primul contact între stat și cetățean. Aici se formează prima percepție, prima impresie pe care oamenii o au despre sistemul public, pe care îl finanțează, pe care îl plătesc și pe care îl susțin. Dacă sistemul nu funcționează bine, oamenii vor percepe că statul în care ei trăiesc nu funcționează bine. Dacă serviciile publice sunt la centru și rămân la centru cum sunt acum, departe de cetățeni, atunci oamenii vor percepe că statul nu este alături de ei. Dacă resursele financiare rămân toate la centru, atunci oamenii vor percepe că banii publici nu se cheltuie în interesul lor. Prin urmare, oamenii trebuie să fie permanent în centrul oricărei reforme administrative. Altfel, orice fel de reformă administrativă sau de altă natură va eșua. Obiectivele principale ale reformei administrative trebuie să fie bunăstarea și confortul cetățenilor români. Iar pentru asta trebuie să reducem birocrația, trebuie să aducem serviciile publice mai aproape de cetățeni și să dăm mai multe competențe celor care sunt aleși direct de către cetățeni. Succesul guvernării USL va depinde și de succesul reformei administrative, care va redesena viitorul României. Dacă vrem o Românie puternică, atunci trebuie să avem o administrație puternică. România de astăzi nu este atât de puternică pe cât ne-am dorit și noi și pe cât și-a dorit toți cetățenii României să fie, pentru că sistemele administrative anterioare au ținut puterea departe de cetățeni. Au ținut-o la centru, în mâna celor care au deținut puterea la momentul respectiv, dar care n-au cunoscut în profunzime problemele reale cu care se confruntă cetățenii din această țară și cu care se confruntă zilnic. România de astăzi nu este suficient de puternică pentru că cetățenii români încă nu sunt suficient de puternici și pentru că s-a dorit să fie lipsiți de putere. Comunitățile locale au fost lipsite de puterea de a se auto-administra
și s-au adâncit în dependența față de centru. Într-o Românie puternică trebuie să ducem puterea deciziei cât mai aproape de cetățeni, să redăm oamenilor puterea de a se administra în propriile lor comunități. Asta înseamnă să facem o reformă reală pentru cetățenii acestei țări. În acest caz vorbim de trei mari capitole care vor trebui urmărite în guvernarea USL: descentralizare, regionalizare și reforma finanțelor publice locale. Le voi lua pe rând și pe scurt o să încerc să le explic, fiind cei trei piloni importanți ai acestei reforme. Descentralizarea este esența oricărei reforme administrative autentice. Nu poți vorbi de reformă administrativă lăsând la o parte procesul de descentralizare reală. România, așa cum am spus mai devreme, va fi puternică dacă cetățenii ei vor fi mai puternici, iar scopul oricărei reforme administrative trebuie să fie repartizarea a cât mai multă putere către cetățeni și către cei aleși de cetățeni prin votul lor. Acesta este principiul subsidiarității, principiul de bază al descentralizării, și anume competențele să fie exercitate de acea autoritate care dispune de capacitatea administrativă necesară și care este cel mai aproape de cetățean. O altă condiție esențială care decurge din acest principiu este ca decizia administrativă să își aibă sediul în funcțiile alese de cetățeni prin vot legitim, funcții încărcate de legitimitate, pentru că esența legitimității este votul. Oamenii cer rezultate de la cei pe care îi votează și este firesc să se întâmple așa. Asta înseamnă că cei aleși trebuie să aibă competențele și atribuțiile legale de a acționa legitim în interesul celor care i-au ales. Oamenii nu întreabă și nu este problema lor de ce serviciile deconcentrate nu sunt în subordinea primarilor sau a consiliilor județene. Ei merg pe bună dreptate să ceară socoteală celor pe care au votat și în care au investit încredere atunci când au pus ștampila de vot și de la care așteaptă rezultate. Cetățenii așteaptă performanță de la cei pe care au votat și nu de la cei care au fost numiți în funcții pe criterii mai mult sau mai puțin corecte, mai mult sau mai puțin transparente. Mai multă putere către cetățeni înseamnă o descentralizare a resurselor financiare și vorbim aici de autonomia locală, care reprezintă un alt principiu al descentralizării. Și autonomia locală înseamnă asigurarea integrală a resurselor financiare corespunzătoare cu competențele transferate. Asta înseamnă o descentralizare reală a deciziei, pentru că, așa cum știm cu toții și văd în sală colegi cu care am lucrat și am muncit ani de zile în administrația locală, astăzi noi avem, de fapt, o descentralizare a obligațiilor și a sarcinilor, nu o descentralizare a resurselor. La acest capitol al autonomiei locale vreau să subliniez un lucru important, și anume că descentralizarea și autonomia nu înseamnă un stat mai slab. Dimpotrivă, statul centralizat se bazează pe un singur motor, mare, uriaș, motor de dezvoltare care pornește greu, care are inerție foarte mare, iar când se gripează, Doamne ferește, se oprește tot. Descentralizare înseamnă să avem mai multe motoare de dezvoltare, mii de motoare de dezvoltare, numai dacă ne gândim la câte autorități locale sunt în România, și care fiecare dintre ele poate să funcționeze cu propria autonomie, dar într-un ansamblu unitar, coordonat de la nivel central. Se descătușează energii atunci când se descentralizează decizia, apar noi resurse, iar dacă, din întâmplare, un motor nu funcționează, ansamblul merge mai departe. România a funcționat decenii întregi și, din păcate, nu sunt schimbări semnificative,
pe un sistem super descentralizat, pe un model administrativ cu maxim de putere la centru, care a dat întâietate sistemului în detrimentul cetățeanului. Este un model de care trebuie să ne despărțim în curând și între sistem și cetățean trebuie să alegem întotdeauna cetățeanul. Asta nu înseamnă că sistemul trebuie slăbit, nu. Sistemul trebuie întărit, dar nu pentru sine, ci pentru a servi cât mai bine cetățeanul. Pentru că sistemul public, sistemul administrativ, trebuie să fie pus în slujba cetățeanului și nu invers. Sistemul administrativ trebuie să lucreze, trebuie să funcționeze spre bunăstarea și confortul fiecărui cetățean. Vreau să vă spun despre ghișeul unic. Ghișeul unic este cea mai puternică expresie a descentralizării și cred că va fi marea provocare a reformei administrative pe care o va realiza guvernarea USL. Mulți vorbesc și au vorbit despre ghișeul unic, din păcate puțin înțeleg care este beneficiul enorm al acestei instituții și care este schimbarea profundă pe care o poate aduce în sens benefic în viața cetățenilor acestei țări. Ghișeul unic înseamnă că cetățeanul nu trebuie să mai străbată, nu trebuie să mai umble prin labirintul dintre toate instituțiile publice din această țară, de la diverse paliere, ci dimpotrivă sistemul trebuie să lucreze pentru el. Nu cetățeanul trebuie să plimbe hârtiile în interior, ci sistemul pe care el susține funcționarii de acolo trebuie să lucreze pentru cetățean. Este marea provocare și cred că este și o șansă uriașă pe care USL-ul o are să schimbe fundamental această abordare. O altă direcție majoră a descentralizării este siguranța cetățeanului, și anume reforma din poliție și jandarmerie. Polițistul și jandarmul trebuie să devină reperele de siguranță și încredere ale comunităților locale, ceea ce înseamnă că aceștia trebuie să se afle într-o relație directă cu autoritățile locale. Descentralizarea reală și completă va avea loc când și poliția și jandarmeria vor traversa propria lor descentralizare. În principiu, în afara competențelor legate de cercetare penală și alte câteva competențe, celelalte trebuie încet încet să treacă la nivelul autorităților locale. Iar polițiștul și jandarmul trebuie să devină partenerii primarului în asigurarea siguranței cetățeanului. Al doilea domeniu regionalizare. Experiența europeană ne arată că statele care au absorbit cele mai multe fonduri europene au fost statele și sunt statele care au o structură regională bine definită și bine organizată. O spun de la început, pentru că a existat multă discuție și multă dispută pe această temă. Regionalizarea nu presupune desființarea județelor. Scopul regionalizării este de a oferi o viziune coerentă de dezvoltare pentru cele 41 de județe ale acestei țări și de a oferi o platformă de conlucrare între județele învecinate. O altă minciună a fost că regionalizarea cu menținerea județelor înseamnă mai multă birocrație și mai multă cheltuială. Nimic mai fals. Regionalizarea înseamnă mai puțină birocrație, pentru că decizia de alocare a fondurilor este mult mai aproape de beneficiari, adică de cetățeni. Regionalizarea înseamnă transferul competențelor de la nivel central, de la nivel guvernamental, către palierele regionale, județene și locale. Înseamnă, în primul rând, mai multă viziune, mai multă coerență și strategie în dezvoltarea unei națiuni. Conceptul de regionalizare pornește de la ideea dezvoltării durabile, pe termen mediu și lung, care să asigure creșterea echilibrată și reducerea decalajelor de dezvoltare atât între regiuni cât și în interiorul fiecărei regiuni. România puternică
înseamnă regiuni puternice. Una din primele condiții ale unei regiuni puternice este aceea de a fi conduse de persoane alese prin vot direct de către cetățeni. Votul este sursa primordială a puterii politice care dă legitimitate acțiunii administrative. O regiune este puternică dacă are suficiente atribuții și resurse financiare pentru a finanța programele de dezvoltare regională. De asemenea, o regiune este puternică dacă are capacitatea de a genera și de a urma o viziune proprie de dezvoltare, de a realiza proiecte unitare care, în interiorul regiunii, să micșoreze decalajele de dezvoltare. Dincolo de aceste trăsături esențiale, poate regiunile vor trebui reprezentate la nivel parlamentar într-o Cameră a Reprezentanților care să aibă competențe de legiferare în domeniul dezvoltării regionale, administrației publice și al fondurilor europene. Al treilea domeniu, în final, se referă la reforma finanțelor publice locale, cel de-al treilea mare capitol al reformei administrative. Din perspectiva noastră, sistemul finanțelor publice locale trebuie reașezat în bazele unei viziuni strategice care să asigure atât buna funcționare și corecta funcționare, precum și dezvoltarea comunităților locale. USL a trecut prin anii de opoziție și avem încă amintirea proaspătă a discriminărilor grosolane practicate în anii trecuți în distribuția fondurilor publice. Această abordare trebuie să înceteze pentru că nu numai primarii care la un moment dat sunt în cealaltă tabără politică suferă, ci în primul rând suferă comunitățile respective, suferă românii din comunitățile de acolo. Iar primul principiu echitabil pentru o distribuție corectă a fondurilor publice este de a stabili standarde de cost și normative de personal pentru autoritățile locale în funcție de atribuții, competențe și numărul cetățenilor pe care îi deservesc. A spus bine primul ministru Victor Ponta și a spus un lucru fundamental. Pentru a se putea, într-un mod transparent și obiectiv, să se cheltuie banii în mod eficient, pe aceste baze, în urma acestei reforme, se poate stabili și se va stabili prețul corect al funcționării unei bune administrații publice în România. Doar așa ne vom putea asigura că fiecare localitate va dispune de fondurile necesare pentru a asigura aceleași servicii și la aceeași calitate peste tot în România. Pentru că fiecare român, și cel care trăiește la sat, și cel care trăiește la oraș, are dreptul să fie părtaș în egală măsură și să beneficieze în aceeași măsură de efectele unei bune guvernări, atât centrale cât și locale. În al doilea rând, reforma finanțelor publice locale trebuie să aibă în vedere o dezvoltare strategică a României, trebuie să aibă în vedere un proiect de dezvoltare pe termen lung pentru țara noastră, pentru comunitățile locale, iar finanțarea proiectelor locale să se facă în baza unei abordări strategice și în baza unor priorități stabilite în mod strategic în cadrul strategiei naționale. Un singur exemplu de abordare strategică, și anume dezvoltarea satului românesc. Putem să alegem să mergem în continuare ca până acum, când se alocă bani, așa cum spunea premierul, la pârtii care n-au zăpadă, la patinoare care poate n-au clienți, la gondole care pleacă de nicăieri și duc niciunde, sau să avem o abordare strategică, să ținem cont de ceea ce trebuie să existe la nivelul fiecărei localități și să vorbim aici de satul românesc, de dezvoltarea satului românesc, care sunt cerințele minime care trebuie să existe în fiecare localitate rurală din România pentru ca fiecare cetățean român care trăiește la sat să se poată bucura de toate beneficiile civilizației.
Trebuie să vedem câte sate au nevoie de alimentare cu apă, canalizare, drumuri, servicii publice, medicale și așa mai departe, de educație. Iar după ce aceste toate cerințe vor fi adunate la nivel național, va fi decizia politică luată în cunoștință de cauză, care va stabili termenele clare și precise în care aceste obiective vor fi finanțate, în așa fel încât peste 4 ani, peste 8 ani, peste 12 ani sau peste 25 de ani să știm în fiecare etapă unde va fi România și în cadrul ei unde va fi, de exemplu, satul românesc. Abia când vom avea această abordare și, din fericire, guvernul USL și acum în aceste luni a arătat, și primul ministru Victor Ponta a arătat că au altă abordare. Au hotărât și s-a hotărât în USL că România nu mai poate fi guvernată după ureche, nu mai poate fi guvernată pompieristic după zi pe alta, nu mai poate fi guvernată stând tot timpul conectată la aparate care pot însemna FMI, Comisia Europeană sau alți finanțatori externi. Asta înseamnă să încheiem în sfârșit haosul și scandalul în care au dominat România în ultimii ani. Putem vorbi de un proiect național strategic pentru infrastructură, pentru sănătate, pentru educație, dar ceea ce contează este de fapt abordarea. Pentru că doar abordarea strategică poate stabili o linie coerentă de dezvoltare pe termen lung a acestei țări. Doar într-un plan strategic de dezvoltare durabilă, cu termene clare și precise, vom putea uni această națiune în jurul unui proiect național. Asta înseamnă România unită și, de fapt, asta înseamnă România puternică. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule Liviu Dragnea. Îl invităm la microfon pe domnul ministru Daniel Chițeu, ministrul Economiei, vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Stimați invitați, dragi colegi, doamnelor și domnilor, astăzi, potrivit de un nou model economic, de modelul relansării și dezvoltării economice. După două decenii de tranziție economică indecisă, prin rețeta băieților deștepți, șansa adevărată a României stă în libertatea economică, proprietatea privată și concurența onestă pe piață. O piață despovărată de privilegii fiscale și de grupuri de interese aflate în concurență pentru banul public. La preluarea guvernării ne-am asumat obiectivul esențial de a închide robinetul prin care în această ultimă perioadă și parcă din totdeauna în România a avut loc privatizarea câștigurilor și naționalizarea pierderilor din sectorul întreprinderilor de stat. Astăzi realizăm că România are nevoie de un model de dezvoltare funcțional, ancorat sănătos în instituțiile economiei de piață și bazat pe surse sustenabile de creștere. Aceasta sunt cu prioritate investițiile competitive și exporturile, cele care aduc valoare adăugată, care valorifică oportunități și care creează noi avantaje competitive pentru România. Depășirea crizei reclamă soluții economice proactive de relansare economică. Așa cum arătam în programul Uniunii Social-Liberale, soluțiile ieșirii din criză trebuie centrate pe stimularea sectorului privat și crearea locurilor de muncă. Acestea sunt soluțiile care vor da naștere bunăstării reale, cea pe care românii o așteaptă de multă vreme. Nouă creștere economică fantomatică, clădită pe consum, importuri sau pe amanetarea pe datorie publică a bunăstării generației viitoare. În etapa post-criză, dezvoltarea durabilă trebuie gândită în termeni unei noi paradigme economice.
Principiul esențial poate fi rezumat scurt. Stimulentele contează. Din punct de vedere fiscal, trebuie să stimulăm munca, productivitatea muncii, investițiile și crearea de locuri de muncă. Din punct de vedere al politicii investiționale, trebuie să stimulăm sectoarele în care România își poate valorifica avantajele competitive. Facem o prioritate majoră din susținerea agriculturii și energiei. Stimulentele economice și fiscale sunt cea mai scurtă cale sigură pentru prosperitatea românilor. Reforma profundă a statului, a sectorului public în general, va pava drumul prosperității economice. Avem nevoie însă de o altfel de reformă a statului decât reforma de formă din discursul pedeliștilor, sublimă pentru cei câțiva aplaudați ai PDL-ului, dar care a lipsit cu desăvârșire în substanță sau s-a redus doar la simple amputări bugetare. Numai prin regândirea rolului statului, prin reducerea impozitării, prin dezvoltarea și consolidarea piețelor, vom pune România pe traiectoria unei creșteri economice sănătoase, una bazată pe stimularea ofertei, pe investiții și acumulare, nu pe consum și îndatorare externă. Pe termen scurt și mediu, principiile convenite în cadrul Uniunii Social-Liberale vom asigura stabilitatea macroeconomică și sustenabilitatea datoriei publice. De aceea, câteva măsuri se reclamă a fi imperative. Administrarea eficientă a sistemului de venituri bugetare, alocarea chipzuită și transparentă a cheltuielilor și schimbarea comportamentului administrației publice. În acest sens, creștem calitatea finanțelor publice și întărim disciplina fiscală și creștem calitatea guvernanței fiscale prin mai bună gestionare a banilor publici. Adoptăm un pact național pentru deficit bugetar, astfel încât acesta să poată fi folosit numai pentru investiții. Implementăm programarea bugetară multianuală pe proiecte și programe, care va aduce economii importante la buget și va crește gradul de predictibilitate și eficiența cheltuielilor publice. Promovăm pe scară largă parteneriatul public-privat ca mecanism esențial de atragere a finanțărilor pentru marile proiecte de infrastructură. Dezvoltăm sistemul informatic integrat național pentru execuția bugetară în timp real. Și de asemenea, generalizăm sistemul electronic de achiziții publice pentru toate achizițiile publice la nivel central și local. Astfel, vom ataca frontal corupția, care a ajuns în ultimii ani să sufoce economia și să retrogradeze România în ochii Uniunii Europene. Creșterea rapidă a potențialului de convergență a Uniunii Europene poate fi realizată numai prin continuarea procesului dezinflaționist, consolidarea sistemului finanțelor publice și menținerea în limite sustenabile a deficitului extern. În același timp, în dimensiunea sa financiar-bugetară, modelul economic de dezvoltare va fi axat pe investiții publice de antrenare, acele investiții menite să susțină infrastructura, agricultura și dezvoltarea rurală, energia și tehnologia avansată. Pe termen mediu, un cadru investițional competitiv își va demonstra viabilitatea prin atragerea unui volum crescut de investiții străine, iar pe termen lung, obiectivul prioritar constă în susținerea capitalului autohton autentic într-un efort de reindustrializare privată a României. Doamnelor și domnilor, obiectivul economic fundamental al programului de guvernare este crearea de locuri de muncă. Statul nu creează direct locuri de muncă, ci doar asigură, printr-un cadru instituțional stimulativ, mediul economic necesar creării locurilor de muncă. În acest sens, pentru stimularea sectorului privat și crearea locurilor de muncă, vom adopta următoarele măsuri. Vom simplifica fiscalitatea și sporim competitivitatea fiscală a mediului de afaceri prin reducerea generală a impozitării, lărgirea bazei de impozitare, simplificarea sistemului de taxe, creșterea colectării veniturilor bugetare și reducerea evaziunii fiscale. Scutim de impozitare pe o perioadă de 5 ani dividendele reinvestite
în utilaje, echipamente tehnologice și de cercetare, dezvoltare, inovare. Plătind datoriile statului către firmele private, astfel încât statul să nu mai fie un factor de blocaj în economie. Datoriile mai vechi de 60 de zile vor fi plătite sau compensate. Reducem taxa pe valoare adăugată la producătorii de produse agricole de la 24% la 9%, iar 15% va rămâne la dispoziția producătorilor. Această măsură va avea dublu efect, capitalizarea producătorilor din domeniul agricol și reducerea evaziunii fiscale în agricultură. De asemenea, pe perioada mandatului de 4 ani de guvernare, vom reduce contribuțiile la asigurări sociale pentru angajatori cu 5 puncte procentuale. Vom reduce cheltuielile cu birocrația și fiscalitatea prin desființarea unor tarife, avize, autorizații și prin simplificarea cadrului legislativ. Vrem reguli simple pentru o lume complexă. Totodată accelerăm absorpția fondurilor europene prin crearea unei structuri centrale responsabile de coordonarea tuturor autorităților de management, prin simplificarea și unificarea cadrului legislativ în acest domeniu. Vom adopta o nouă lege pentru întreprinderile mici și mijlocii, care are la bază transpunerea în legislația românească a legii europene privind IMM-urile Small Business Act. De asemenea, vom consolida cele două bănci cu capital de stat, CEC Bank și Exim Bank, și vom specializa obiectul de activitate al acestora. Exim Bank să devină o bancă care promovează și stimulează exporturile și industria, iar CEC Bank pentru finanțarea agriculturii, a IMM-urilor, a micilor întreprinzători și a activităților independente. Vom adopta o legislație astfel încât controlul financiar fiscal de fond să fie făcut o singură dată la 3 ani pentru IMM-uri și aplicarea principiului o singură dată, pentru a elimina solicitările adresate IMM-urilor de către o instituție publică de a depune documente emise de alte instituții. Măsurile asumate de guvern în acest scurt mandat de 6 luni au fost în principal cele negociate și convenite cu organismele financiare internaționale, Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Mondială. Ne-am asumat să recuperăm întârzierile și inconsistențele înregistrate la momentul preluării mandatului în raport cu faia de parcurs din negocierile anterioare. Nu este ușor, bineînțeles, să rezolvăm în doar câteva luni de zile problemele structurale pe care sectorul întreprinderilor de stat le-a acumulat de-a lungul timpului, prin complicitatea nefericită a unora dintre decidenții politici. Ceea ce trebuie cu adevărat înțeles ține de necesitatea curmării unei stări de fapt care tinde să devină emblematică pentru sectorul nostru energetic. Este vorba de cercul vicios, capitalizare, care nu poate fi curmat decât prin schimbarea categorică în contextul instituțional de proprietate și management, cel care a grevat an de-a rândul sectorul întreprinderilor de stat și domeniul energetic în general. Soluțiile sunt bine cunoscute și vom fi consecvenți în a le implementa, astfel încât să obținem disciplină financiară și management performant. Trebuie să implementăm eficient guvernanța corporatistă și managementul privat în societățile energetice și companiile naționale. Astfel, pe termen mediu, vom atinge obiectivul fundamental de modernizare și dezvoltare a sectorului energetic ca principal motor de creștere economică și competitivitate. În acest sens, trebuie să asigurăm tranzacționarea produselor energetice în regim de piață concurențială, în mod transparent, nu prin contracte preferențiale care decapitalizează sistemul energetic. Continuăm privatizările în sistemul energetic, în principal prin majorarea capitalului social, iar aportul de capital va fi utilizat pentru retehnologizare și investiții de mediu. Facem o prioritate zero din susținerea pieței de capital, prin care vom atrage resurse investiționale și vom asigura transparența totală a privatizărilor.
Reluăm ofertele pentru realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, de asemenea pentru centralele hidroelectrice Tarnița, Lăpuștești și Izlaz, și de asemenea ne implicăm activ în realizarea proiectului european de transport al gazelor naturale, cele două proiecte Nabucco și Agri și a conductei pentru petrol Constanța-Trieste. De asemenea, promovăm investițiile pentru creșterea capacității de producție a energiei electrice. Vom spori eficiența aprovizionării cu energie prin susținerea producției descentralizate de energie și a cogenerării de înaltă eficiență ca o soluție pentru toate ceturile din țară. Susținem integrarea gospodăriilor cu venituri reduse într-un program special de creștere a eficienței energetice prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, eficientizarea instalațiilor de încălzire din gospodării, folosirea surselor alternative de energie. Promovăm proiecte transfrontaliere care să asigure diversificarea accesului la resursele de materii prime, în principal petrol și gaze. Implementăm un program pentru diversificarea surselor și rutelor de aprovizionare și limitarea dependenței de aprovizionare cu resurse energetice din import. În loc să subvenționăm ineficiența, trebuie stimulată activitatea agenților economici performanți, care așteaptă atât de la stat un semnal pozitiv, unul în favoarea inițiativei private și a dezvoltării economice. Doamnelor și domnilor, după aproape 4 ani de zile de guvernare, așa zis, de dreapta, suntem pe primele locuri în Europa în ceea ce privește birocrația și costurile cu actele, documentele și hârtiile administrative. România este în coada clasamentului mondial al reglementării economice realizat de Banca Mondială la capitole precum înregistrarea proprietății, plata impozitelor și reglementările în domeniul afacerilor. Obiectivul statului român este de a elimina toate aceste neajunsuri și de a avea o atractivitate pentru mediul de afaceri. Pentru susținerea mediului de afaceri, am propus deja o serie de stimulente fiscale în plan investițional, precum și măsuri legislative menite să susțină competitivitatea afacerilor în România. Legislație stimulativă și clară, mai multă libertate economică, mai puțină birocrație și mai mult respect fiscal și administrativ față de contribuabili, salariați și oameni de afaceri. Trebuie să răsplătim munca, eficiența acesteia și să stopăm risipa banilor publici cu proiecte și măsuri populiste. În economia de piață, să trăiești bine înseamnă, înainte de toate, să muncești bine. Trebuie să înțelegem această idee simplă, căci numai astfel vom reface șansele dezvoltării economice durabile a României. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului ministru Ghițoiu. Îl invit la microfon pe domnul Gabriel Oprea, președinte UNEPR. Stimați invitați, stimați colegi, doar câteva cuvinte. Cu toții ne dorim o Românie unită și puternică. Este foarte important că toți cei prezenți aici suntem împreună pe același drum. Și cei de pe stânga, și cei de pe dreapta, și cei de la orașe și cei de la sat. Pentru o Românie unită și puternică este în primul rând nevoie ca printr-o bună guvernare să creștem calitatea vieții românilor, să creștem pensiile, salariile, servicii publice de calitate, dar cel mai important lucru, să construim o Românie de care copiii noștri să fie mândri. Dragi colegi, vreau să vă spun că sunt aici cu cei de la UNEPR, cu toată convingerea și cu toată seriozitatea. Vom merge până la capăt pentru a realiza obiectivele în care credem, interesul național al României, stabilitatea economică și stabilitatea politică, atât de necesare unei Românii unite și puternice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Oprea. Îl invit la microfon pe domnul Daniel Constantin, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, președinte PECE. Domnule prim-ministru, domnule președinte, stimați colegi, dragi invitați,
S-a vorbit atât de mult în această seară despre agricultură, încât misiunea mea de a vă explica de ce este important să investim în agricultură este oarecum simplificată. O să încerc să simplific și eu mesajul pe care vreau să vi-l transmit în această seară. Înainte de a vorbi despre agricultură, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre programul de guvernare al Uniunii Social-Liberale. Există, așa cum știți cu toții, o foarte mare așteptare legată de momentul de astăzi. Oamenii își pun speranțe multe în noi, în capacitatea noastră de a fi responsabili, de a fi o echipă unită, de a produce rezultate, de a determina o creștere economică solidă. Am preluat guvernarea într-un moment în care țara, așa cum știți, era secătuită de resurse, oamenii știu acest lucru, dar cu toate acestea așteptările sunt foarte mari. Filozofia proiectului economic, așa cum spunea și domnul prim-ministru ceva mai devreme, al Uniunii Social-Liberale, este una de stimulare a creșterii economice, ca singură soluție pentru o protecție socială reală și sustenabilă pe termen lung. Programul de guvernare al Uniunii Social-Liberale este unul pro-piață, pentru investiții, pentru crearea de locuri de muncă. Uniunea Social-Liberală garantează astfel accesul egal al investitorilor străini la proiecte în România. Avem o deschidere totală față de firmele care își asumă responsabilitatea creării de locuri de muncă în România. Sunt sigur că această deschidere o vor constata și investitorii pe măsură ce propaganda și dezinformarea pe delistă vor fi înlăturate. Putem spune, cu alte cuvinte, că este un program de bună guvernare. E chiar sintagma preferată a președintelui Traian Băsescu, numai că în viziunea noastră a Uniunii Social-Liberale, buna guvernare înseamnă și închiderea robinetelor de corupție politică din care s-a adaptat an în șir la rând clientela de partid. Aceasta rămâne o prioritate politică a Uniunii Social-Liberale și trebuie, în opinia mea, să combatem teoria că ar fi investiții în interes public, sălile de sport în câmp sau telegondole acolo unde nu ninge niciodată. O să fac câteva referiri la ce a însemnat agricultura în acest prim program de guvernare al Uniunii Social-Liberale de 7 luni de zile, care au fost lucrurile bune care s-au făcut, lucrurile bune care s-au început și ce vom face în perioada următoare de 4 ani de zile. În luna mai a acestui an am venit în fața Parlamentului, în fața dumneavoastră, cu o serie de măsuri prioritare. Sunt mulțumit astăzi, după 6 luni, că toate obiectivele pe care le-am propus au fost atinse. Toate aceste lucruri s-au întâmplat în condițiile în care am găsit cel mai mic buget pe care l-a avut agricultura în ultimii 20 de ani. Am reușit în aceste 6 luni să demonstrăm că agricultura este o prioritate națională alături de energie, prin măsurile pe care le-am luat, dar și prin alocarea bugetară generoasă după rectificarea bugetară. În acest fel, răspundem la cea mai mare provocare a acestui secol, și anume cum putem să hrănim omenirea, precum și punem în valoare potențialul uriaș pe care îl are agricultura României. Am promis în această perioadă că vom îmbunătăți sistemul de irigații din punct de vedere al infrastructurii și al costurilor și am început în acest sens un proces irreversibil. Reducerea costurilor la energie cu aproximativ 20%. Neplata pierderilor din sistem de către fermieri. Majorarea de la 25 la 60 de milioane de euro alocării pentru infrastructura de irigații reprezintă un început care trebuie continuat pentru a da posibilitatea tuturor fermierilor să-și permită costul apei pentru irigații. Primul program cu adevărat important pentru a reface infrastructura de irigații este acum pe masa negocierilor cu Comisia Europeană. Nu l-am gândit pentru voturi sau pentru faimă, ci pentru că numai așa putem pune în valoare potențialul agriculturii. Invit pe această cale toți oamenii responsabili din toate partidele politice să susțină cu toată forța un proiect de o importanță capitală, să susțină interesul național. Acesta este principalul obiectiv pe 4 ani în domeniul agriculturii. Și cred că nu este numai obiectivul principal al Ministerului Agriculturii, ci trebuie să fie obiectivul principal al României. Am susținut în această perioadă importanța dezvoltării unui program național de susținere a sectorului de legume-fructe. Astăzi, 80 de milioane de euro sunt disponibile prin măsura 1-2-3, pentru că USL-ul a considerat o prioritate modificarea Programului Național de Dezvoltare Rurală în acest sens. Susținerea sectorului va continua să fie o prioritate și în viitorul program de guvernare, prin finanțarea, dar și prin măsuri legislative de tipul certificatului de producător.
Am susținut tot în această perioadă dezvoltarea sectorului zootehnic în paralel cu dezvoltarea sectorului vegetal. Astăzi, 150 de milioane de euro sunt disponibile de asemenea prin măsura 121 pentru că Uniunea Social-Liberală a considerat o prioritate să modifice PNDR-ul în acest sens. Mai mult decât atât, în anul 2012, sprijinul direct în sectorul zootehnic este majorat în medie cu 20% pe toate capitolele față de anul trecut. Sectoare importante, cum ar fi acelea de creștere a păsărilor, dar și a porcilor, erau puse pe lista de sacrificii de către guvernarea Boc. Prin alocarea sumelor necesare în această perioadă, erau puse pe lista de sacrificii datorită faptului că erau asigurate sume numai până la data de 15 aprilie. Am reușit să asigurăm sumele necesare dezvoltării acestor sectoare și în continuare. Sprijinul direct pe suprafață, așa cum știți, a fost contestat ieri în Piața Victoriei de o parte din cei care anul trecut semnau cu domnul ministru Tabără tocmai reducerea acestui sprijin. Comparativ cu anul 2011, când fermierii au primit numai 132 de euro pe hectar, jumătate din fermieri în anul 2012 primesc 176 de euro pe hectar, iar cealaltă jumătate 154 de euro pe hectar. Adevărații fermieri vor aprecia în consecință eforturile guvernului USL. Ne-am angajat să reducem birocrația accesării fondurilor europene pe dezvoltare rurală. Astăzi, o serie de documente și cerințe inutile au fost eliminate. Gradul de accesare al fondurilor europene pe agricultură, pe dezvoltare rurală în principal, este de 52%. Ministerul Agriculturii își va atinge și obiectivul pe care și l-a fixat în acest an, și anume acela de a atrage numai pe zona de agricultură 2,5 miliarde de euro. Unificarea și întărirea instituțională a celor două mari agenții de plăți rămâne o prioritate a anului 2013 pentru Uniunea Social-Liberală. Facilitatea accesului la fonduri europene, actualizarea curs leu-euro, subvenționarea dobânzilor, anularea proiectelor fără plăți efectuate și redistribuirea fondurilor către măsuri mai solicitate. Supracontractarea au reprezentat măsuri urgente care au trebuit și vor trebui să fie luate în perioada imediat următoare. România este astăzi, după 5 ani de când a dobândit calitatea de stat membru al Uniunii Europene, un membru activ în plan european și în plan mondial. Alianțele politice din Consiliul de Ministri cu state ca Germania, Franța, Polonia, Cehia, pe probleme de interes comun, ne dau speranța că noua politică agricolă comună va răspunde mai mult decât acum nevoilor pe care le au fermierii din România. Finanțarea tinerilor fermieri, a micilor fermieri, programe de reconversie în pomicultură, sprijin extins pentru zonele defavorizate, dar și reducerea până în 2014 a decalajelor la plățile directe față de alte state membre, reprezintă doar o parte din măsurile pe care le negociem pentru binele agriculturii românești. Cel mai important aspect însă în această perioadă este acela că programul de guvernare pe următorii 4 ani, pe care îl prezintă și Uniunea Social-Liberală, depinde foarte mult și de negocierea pachetului financiar pentru agricultură din această lună, de la sfârșitul lunii noiembrie. De aceea mă bucur că guvernarea USL, premierul Victor Ponta, au înțeles că pentru România este esențial să nu se reducă la nivel european bugetul pe agricultură. În acest fel, România, având o creștere de peste 3 miliarde de euro în perspectiva financiară 2014-2020. Noul program național de dezvoltare rurală 2014-2020 este în faza de pregătire și va fi simplificat și mai ușor de aplicat. Dezvoltarea satului românesc, în ansamblu, rămâne cea mai importantă provocare a oricărui program de guvernare. Infrastructura rurală va constitui un element esențial în viitorul program național de dezvoltare rurală. Accesul la apă, canalizarea, infrastructura de transport, dar și investiții în mediul rural sunt și vor rămâne priorități de guvernare cu alocări importante atât din fonduri europene cât și din bugetul național. Uniunea Social-Liberală propune prin actualul program de guvernare un concept integrat de dezvoltare a satului românesc care să cuprindă modernizarea infrastructurii de utilități, canalizare, electrificare. Program de reabilitare și întreținere a căminelor și dispensarelor, dar și a bibliotecilor comunale. Nu trebuie să uităm cercetarea agricolă.
este o necesitate a unui program de guvernare serios care dorește să dezvolte agricultura. O susținere în vederea organizării solide în cercetare va da posibilitatea sectorului să se financeze și prin politica agricolă comună, astfel încât să reprezinte baza dezvoltării în agricultura românească. Pentru Uniunea Social-Liberală, așa cum s-a spus și mai devreme, rămâne o prioritate reducerea TVA-ului la produsele alimentare de bază, cu două obiective principale, pe de o parte temperarea prețurilor și pe de altă parte combaterea evaziunii fiscale. Cel mai important lucru însă pe care l-am reușit în această perioadă de 6 luni a fost acela că a reușit să stopăm mare parte din furturi și să arătăm fermierilor cum se scurgeau banii de la agricultură către firme de partid pe de liste. În guvernarea PDL, din păcate, s-a legalizat furtul banului public. Prin ordonanța de guvern 82 din anul 2011, toate serviciile publice ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare au fost externalizate. Primii beneficiari au fost reprezentați de firmele de pază. Prin această ordonanță a fost pusă cruce, din păcate, sistemului de irigații din România. 3.500 de oameni din sistemul de îmbunătățiri funciare au fost dați afară, stațiile de pompare au fost lăsate o perioadă fără pază, astfel încât 30% din acestea au ajuns într-un timp foarte scurt la fier vechi. Așa a guvernat Partidul Democrat Liberal în acești 3 ani în care au condus România. Dragi colegi, să fim membru al unui guvern format din 3 partide, la care se mai adaugă și miniștrii tehnocrați. În condițiile în care fiecare dintre aceștia își cunoaște foarte bine meseria și încearcă din răsputeri să implementeze proiecte de investiții bine fundamentate, în condițiile unui buget care încă nu și-a revenit după chinul la care l-a supus Partidul Democrat Liberal, nu este o misiune ușoară. De aceea, în încheiere, aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor miniștri și partidelor care susțin pentru solidaritatea de care au dat dovadă în repartizarea bugetară, chiar dacă au fost și momente ceva mai tensionate. Vreau să-i mulțumesc ministrului de Finanțe pentru faptul că a înțeles importanța pe care o are agricultura în economia națională. Apreciez în mod deosebit faptul că Victor Ponta este primul dintre primii miniștri care a înțeles că subvențiile din agricultură sunt investiții. Și sunt convins că acest lucru va fi reflectat și în bugetul pe anul 2013. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru! Stimați colegi, nu vă temeți, nu o luăm de la capăt cu prezentarea. Vreau doar să spun o singură idee. Uniunea Social-Liberală are o memorie guvernamentală și instituțională fără precedent. Și mă gândeam că sigur îmi doresc să fiu la fel de tânăr și optimist cum a fost primul ministru Petre Roman, să fiu la fel de curajos cum a fost primul ministru Victor Ciorbea, să fiu la fel de eficient cum a fost primul ministru Adrian Năstase și să fiu la fel de generos cum a fost Călin Popescu-Tericianu. În același timp însă mă gândeam, domnul Roman a lucrat cu domnul Iliescu, domnul Ciorbea cu domnul Constantinescu, domnul Năstase din nou cu domnul Iliescu și singurul care mă înțelege, domnul Tăricianu, cu domnul Băsescu. Motiv pentru care vă rog pe toți să mă ajutați să lucrez cu președintele Crin Antonescu. Mulțumesc! Îl invit la microfon pe domnul Crin Antonescu, președintele Senatului României, copreședinte USL. Domnule prim-ministru, domnilor miniștri, domnilor invitați, dragi colegi, România puternică nu este doar un program de guvernare. România puternică este parte importantă, hotărătoare, dar parte a unui proiect mai amplu. Un proiect național, un proiect de țară, un proiect care nu se poate reduce doar la durata și la mijloacele unei guvernări, un proiect generos și ambițios, sper din tot sufletul, în același timp un proiect realist. Un proiect pentru o națiune, România puternică.
Oamenii care, din diverse motive, pe care n-are niciun rost să le discutăm acum, ne spun în ultima vreme, mai intens, că e o mare rușine să vorbești de națiune, de proiect național și mai ales să faci asta privitor la România. Ești comunist, retrograd, protocronist, anti-european, anti-american și așa mai departe. Nu cred. Sunt chiar convins că nu e așa. Ascultați-l pe președintele Statelor Unite ale Americii. Ascultați cum mesajul său, atunci când întreaga lume îl privește, mesajul său urbi et orbi, are în miezul său discursul despre forța și destinul națiunii americane. Când? Acum 50 de ani? Acum 100 de ani? Acum 20 de ani? Nu. Ieri, președintele reales al Statelor Unite, Barack Obama. Știm cu toții pe planetă că nu sunt doar vorbe frumoase. Priviți cum de ani buni, cu coerență, cu tenacitate, cu metodă, Germania își construiește și reușește rolul incontestabil de lider al Europei. În interiorul spațiului comunitar, prin intermediul mecanismelor, valorilor și instituțiilor europene. Priviți orice dezbatere, nu numai în alegeri, orice dezbatere majoră în Franța și o să vedeți cum, sub Sarkozy sau sub Hollande, Franța se dedică, Franța politică se dedică efortului de a păstra, de a construi, de a reconstrui un statut major. Uitați-vă cum în Spania se dă o luptă pentru păstrarea unui echilibru și unei formule statale și naționale care a făcut din această țară 20 de ani cel mai de succes model din Europa. Uitați-vă la drama actuală a Greciei. E oare națiunea, interesul național, sunt oare proiectele pentru națiuni desuete? Nu cred. Globalizarea n-a făcut din oameni, mașini, din indivizi, cifre statistice și niciun caz n-a făcut din națiune o amintire sau o iluzie. Slavă Domnului, națiunile moderne, civilizate, democratice, nu mai fac războaie între ele. Dar există foarte multă competiție. Slavă Domnului, națiunile moderne, civilizate, democratice, nu mai exclud și nu mai discriminează, dar națiunile mari, moderne, integrează. Slavă Domnului! La masa Uniunii Europene, la masa lumii, se cooperează, dar se cooperează între națiuni care își armonizează interesele, nu și le neagă, nu și le uită, nu și le desființează. Are și România dreptul de a face o politică națională? Are clasa politică românească obligația fundamentală de a identifica mereu, de a formula și reformula și de a servi pe durată interesele naționale ale României, fără niciun fel de îndoială? Nimeni nu neagă asta. Toată lumea te respectă dacă faci asta, cu excepția unor oameni din interiorul României.
Problema noastră este că într-o țară pe care o vrem puternică și dacă o vrem puternică, aceste lucruri nu pot fi făcute decât de politicieni, așa cum sunt ei, cel mai adesea mediocri, cel mai adesea ratând întâlnirile cu momente importante, cu toate cele care au fost și sunt în continuare descrise într-o tânguială nesfârșită și nefolositoare, chiar dacă în bună parte justificată. Nimeni nu poate face aceste lucruri în afara noastră, a noastră, a celor care facem politică. Nici cele mai strălucite minți ale țării, nici Academia, nici Patriarhia, nimeni. Asta este obligația politicienilor. De asta și pentru asta există politicieni. Și atunci, iată de ce România puternică este un proiect care trebuie să dureze. E un proiect care până una alta trebuie să înceapă. Cei care am gândit, cei care am construit, am născut, am crescut Uniunea Social-Liberală, noi, cei de aici și încă mulți alți colegi de-ai noștri, nu am gândit-o și nu am făcut-o doar pentru că în România cineva trebuia să se opună unui regim din ce în ce mai aberant, unui partid din ce în ce mai stat și unei degenerate și generalizate spoliere a acestei țări. Sigur că asta era o urgență, dar n-am făcut-o numai pentru asta. N-am făcut-o numai pentru a câștiga o victorie politică pentru partidele noastre. Am făcut-o pentru că în România este nevoie de o construcție care să spargă ciclul nefericit și sterp al guvernării care se războiește cu trecutul, al guvernării care se războiește cu opoziția și al guvernării care caută compromisul cu momentul, uitând durata. Axul originar al acestei construcții politice reunește în fond marele partid de stânga, așa cum s-a construit și cum a evoluat el în România după 1990, și singurul partid autentic de dreapta, Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal, evident, împreună cu Partidul Conservator, după aceea cu toți cei care ni s-au alăturat. Și asta este șansa pentru ca în România, în această guvernare, să începem o construcție ale cărei elemente fundamentale să dureze. Îmi doresc să avem puterea să aplicăm acest program, să facem în întregime acele lucruri despre care colegii mei în frunte cu primul ministru v-au vorbit și să începem, pentru că e foarte important, lucrurile la care s-a făcut referire. Îmi doresc să avem o guvernare reușită din această perspectivă. Îmi doresc să așezăm sistemul politic românesc în principal prin modificarea Constituției pe baze solide, funcționale, democratice cu adevărat până la capăt și echitabile. Îmi doresc ca noi, Uniunea Social-Liberală, să dăm un președinte care să nu mai fie al USL, ci să fie al României. Și îmi doresc ca atunci când vom încheia guvernarea să putem pleca în competiție electorală aceste partide care azi suntem împreună, cu siguranța că indiferent care dintre noi va câștiga și va guverna în ciclul următor, lucruri esențiale vor rămâne pentru că le-am făcut împreună.
Asta înseamnă, cred, în mod esențial, o construcție pentru durată, o construcție pentru un proiect de asemenea învergură, și asta înseamnă cu adevărat ca după guvernarea noastră împreună să rămână ceva. Sigur că toți așteptăm cu febrilitate și ne batem, cum o facem de atâția ani, acum în campania electorală care începe mâine. Și e foarte important rezultatul acestor alegeri din 9 decembrie. Dar marea bătălie începe abia după aceea. Avem în fața acestei bătălii câteva certitudini. Încerc să le rezum. Știm cu siguranță cine va fi primul ministru. Va fi domnul Victor Ponta. Știm cu siguranță că Uniunea Social-Liberală își va menține angajamentele față de alegători și angajamentul său interior între forțele politice componente până când aceste lucruri vor fi realitate. Știm, de asemenea, cu cine ne batem și știm că acest adversar este unul mai puternic, mai perfid, mai greu de bătut decât sunt astăzi oponenții politici. Știm, sper, că o bună parte din acest adversar își face loc uneori în propriul nostru comportament, în propria noastră mentalitate, în propria noastră acțiune. Noi, liberalii, și cred că nu numai noi, spunem de obicei, nu există oameni providențiali, nu există soluții providențiale. Am spus și eu multă vreme, acum cred că există oameni providențiali, cred că există soluții providențiale. Problema noastră este că nu-i avem printre noi. Poate că oameni providențiali există, dar noi trebuie să înțelegem că nu avem, nu suntem niciunul dintre noi un om providențial. Că n-am dat niciunii dintre noi o soluție providențială. Că am dat acest program cu soluții normale, aproape banale, dar în care extraordinară ar fi și sper să fie capacitatea de a le aplica. Să fie capacitatea de a rămâne consecvenți cu aceste angajamente. Iată ce putem să facem împreună. Sper că nu sunt singurul care m-am debarasat, chiar dacă am făcut-o cu neplăcere, de ultima urmă de romantism în materie de politică. Nu mă păcălesc pe mine însumi, nu vă păcălesc pe dumneavoastră și nu vrem să păcălim pe nimeni dintre cetățenii acestei țări, care e clar că la 9 decembrie vor arăta că suntem acum singura lor speranță. Nu vrem să păcălim pe nimeni. Nu suntem nici providențiali, nu suntem nici extraordinari, nu suntem, poate, mulți dintre noi, nici măcar atât cât societatea românească de azi ar merita. Dar trebuie să adunăm toate resursele din noi, dacă vrem să înțelegem că noi, aceștia, așa cum suntem, cu bune cu rele, suntem singurii care putem măcar începe acest proiect. Pentru asta nu e suficient doar să nu furăm. Pentru asta nu e suficient să nu mințim. Știți bine că nu e ușor, nici măcar atât. Pentru asta nu este suficient să fim harnici. Pentru asta mai trebuie ceva. Și deși nu-mi plac cuvintele mari atunci când le spun eu, nu găsesc alt cuvânt decât acela de sacrificiu. Nu trebuie să sacrificăm altceva, sau nu trebuie să urmăm o altă cale a sacrificiului, decât înțelegând că atunci când suntem descurajați,
Nu e nimeni care să ne încurajeze, pentru că noi suntem politicieni, pentru că ne-am asumat misiunea de a încuraja noi pe alții, pentru a găsi noi tăria de a încuraja noi pe alții, de a le da încredere altora. Trebuie să găsim tăria ca atunci când asupra noastră, cum se întâmplă cu fiecare dintre noi, se revarsă insulte, se revarsă calomnii, se revarsă nedreptăți, să rezistăm la astea, să ne ridicăm atunci când cădem, pentru că suferința noastră e oricum mai mică decât a celor pentru care, în numele cărora și împreună cu care, noi trebuie să facem România asta puternică. Știu că oamenii capabili de sacrificiu nu au fost niciodată foarte mulți. Au fost mai puțini. Admit că asta e o idee de dreapta. Dar e o idee de stânga, sau compatibilă cu stânga, că acești oameni puțini capabili de asta, numiți elite, trebuie să lucreze pentru toți ceilalți. Bun sau răi, puternici sau slabi. România e compusă din toți. România împreunează definitiv genii și analfabeți, oameni de caracter și prostituați perpetui. România ne adună pe toți și noi ca politicieni trebuie să lucrăm pentru proiectul unei națiuni care să-i ducă mereu pe cei mai buni să lucreze și în numele celor mai slabi. Eu cred că putem să facem mult din toate aceste lucruri. Am toată încrederea în colegii cu care am pornit. Cred că toată lumea știe că deja această coaliție, deși alcătuită din partide vechi și foarte vechi, că această coaliție, deși alcătuită din oameni, în mare majoritate oameni politici vechi și foarte vechi, parcă a arătat câteva lucruri noi. A arătat lideri care se apără unii pe alții și nu se înfundă prin intrigi unii pe alții. A arătat formațiuni politice decise să identifice, să evalueze și să fructifice resurse ale acestei națiuni. Umane, înainte de toate, naturale, de oportunitate. România puternică este România în care cetățeanul român va fi întru totul liber. Liber în sensul nivelului de trai, liber în sensul accesului la educație, sănătate, ordine publică de bun nivel, liber și puternic în sensul conștiinței că aparține unei națiuni conduse de oameni care înțeleg și servesc interesul național. Ne vedem pe 10 septembrie alături de Guvernul Ponta. Doamne ajută! Erată, decembrie. Thank you.